bună ziua! Hristos a înviat! Încă de la început vreau să exprim compasiunea pentru toți românii care în aceste zile de sărbătoare au trecut prin momente grele din cauza fenomenelor meteo periculoase. Pe toți vreau să-i asigur de un lucru. Așa cum nu am abandonat pe nimeni dintre cei aflați la nevoie în ultimele 48 de ore, nu-i vom abandona nici pe cei care au fost evacuați și mutați din locuințele lor. Ministerul Afacerilor Interne, prin angajații săi, pompieri, polițiști, jandarmi, poliție de frontieră, va fi în continuare alături de persoanele afectate până când pericolele vor trece, iar oamenii se vor putea întoarce la gospodăriile lor. Sunt semne că situația se îmbunătățește și tocmai de aceea principala noastră misiune, începând de astăzi, este aceea de a înlătura cât mai rapid efectele acestor fenomene meteo care s-au abătut peste cele 86 de sate și comune inundate. Am coordonat în mod direct Comitetul Strategic de Monitorizare a Situațiilor de Urgență, pe care l-am operaționalizat din ziua de vineri și tocmai de aceea cunosc foarte bine efortul pe care oamenii din Ministerul Afacerilor Interne l-au depus în aceste zile. Tuturor vreau să le mulțumesc, inclusiv în numele celor pentru care și-au riscat viața și cei pe care i-au salvat de la inundații. Faptul că până la acest moment nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești imputabile modului în care a decurs intervenția noastră este o dovadă că cei peste 5.000 de pompieri și 6.000 de jandarmi mobilizați zilnic la nivel național și-au făcut datoria. Din păcate, 5 persoane au fost dispărute, toate ca urmare a traversării voluntare a unor cursuri de apă, contrar atenționărilor autorităților și a localnicilor. În urma activităților de căutare desfășurate, cele 2 persoane din Olt și Prahova, din păcate, au fost găsite decedate. Referitor la situația copilului de 13 ani dispărut în localitatea Surdulești, județul Argeș, sunt în desfășurare misiuni de căutare cu efective mărite de populație, de poliție, jandarmerie și situații de urgență. Principalul nostru obiectiv, acela de a lua măsuri preventive, inclusiv măsura evacuării localităților aflate în situație iminentă de inundare, au fost măsuri corecte. Vreau însă să subliniez un aspect despre care s-a tot vorbit în cursul ultimilor 2 zile. Acela al reținerii manifestate de unii cetățeni de a răspundere ca atare la recomandarea autorităților de a părăsi locuințele din localitățile inundate. Putem înțelege că fiind în preajma sărbătorilor de Paște, oamenilor devine greu să-și abandoneze locuințele, bunurile și ceea ce fiecare și-a pregătit pentru aceste zile. Însă, întotdeauna, viața trebuie să fie pe primul loc. Așa înțelegem noi autoritățile, așa ar trebui să înțeleagă și cetățenii în cazurile respective. Am avut așadar 48 de ore în care principala misiune a fost aceea de a asigura intervenții pentru salvarea de vieți, atât pe linia situațiilor de urgență, cât și pe linia urgențelor medicale. Pentru aceasta s-a asigurat un flux informațional continuu între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, precum și celelalte instituții implicate direct în gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin intermediul Centrului Operațional de Comandă de la nivelul Guvernului României. Toate situațiile de risc și efecte a unor evenimente deosebite au fost monitorizate permanent de către centrele operaționale ale ministerilor prin intermediul Centrului Operațional de Comandă al Guvernului, acestea fiind prezentate în dinamică și în timp real domnului Victor Ponta, primul ministru. Pentru o coordonare eficientă a acțiunilor, am dispus ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne situația operativă să fie gestionată 24 de ore din 24 de către domnul secretar de stat Ilie Botoș, împreună cu șefii Inspectoratelor General de Poliție, Jandarmerie, Aviație și Poliție de Frontieră. În ceea ce privește situațiile de urgență, acestea au fost coordonate prin Departamentul pentru Situații de Urgență de către domnul secretar de stat Raed Arafat, împreună cu Inspectorul General pentru Situații de Urgență.
În domeniul situațiilor de urgență, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit în zile de 19 și 20 aprilie în 2216 situații de urgență, din care 176 au fost reprezentate de misiuni derulate ca urmare a fenomenelor meteo extreme în județele aflate sub avertizările meteo. Cele mai multe intervenții au fost desfășurate pentru acordarea asistenței medicale de urgență, respectiv 1663 de misiuni, 372 dintre acestea în județele afectate de inundații. Totodată, echipajele de pompieri au intervenit pentru stingerea 101 incendii, precum și în cazul a 6 alunecări de teren. Au fost executate 555 acțiuni de căutare și salvare a unor persoane aflate în situații de pericol, animale și bunuri, 188 de intervenții pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării, 14 misiuni de consolidare a unor diguri de apărare. De asemenea, s-au executat 4 misiuni de transport de apă potabilă pentru persoanele afectate de inundații, peste 3200 de litri de apă, și 13 misiuni pentru transportul unor materiale de intervenție, respectiv 12 metri cubi de nisip și material lemnos. Structurile Ministerului Afacerilor Interne, alături de prefecți și membrii Comitetelor Județene și Locale, precum și ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență, trebuie să continue și continuă să acționeze la această oră pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteo-hidrologice, în special în județele aflate sub cod roșu, Teleorman, Prahova și Ialomița, și cod portocaliu, Ilfov, Olt, Dâmbovița, Giurgiu. Se acționează în prezent cu peste 1500 de pompieri, jandarmi și polițiști pentru limitarea efectelor produse de inundații, în principal în județele Olt și Teleorman. Prioritatea forțelor de intervenție din zonele afectate constă în intervenția promptă pentru evacuarea persoanelor rămase izolate în locuințe, a celor care au nevoie urgentă de asistență medicală, adăpostirea persoanelor evacuate, precum și asigurarea apei potabile și a alimentelor de primă necesitate. 248 de persoane au fost evacuate din locuințele afectate de inundații și de alunecările de teren și peste 1500 de animale au fost salvate din calea apelor. De asemenea, aeronavele Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat 20 de misiuni umanitare de salvare, fiind efectuate de SMURD București 6 misiuni, Iași 3 misiuni, Târgu Mureș 5, Constanța 1 misiune, Galați 1, Arad 2, Craiova 2. Pe linia gestionării evenimentelor de ordine publică, conform ordinului pe care l-am dat de săptămâna trecută, peste 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne asigură zilnic ordinea publică pe întreaga perioadă a sărbătorilor de Paști. Astfel, la nivel național, structurile MEI au intervenit în aproximativ 7.300 de evenimente și au asigurat măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul manifestărilor religioase, respectiv pentru 787 manifestări cu participare semnificativă de persoane sau încadrate cu niveluri de risc mediu și ridicat pentru siguranța publică. Pentru gestionarea siguranței circulației rutiere au fost folosite peste 400 autospeciale dotate cu aparate radar și pe 340 tronsoane de drumuri naționale și județene. Măsuri de suplimentare a personalului s-au luat și la Poliția de Frontieră, ceea ce a permis un tranzit rapid și fluent pentru cei care au intrat sau au ieșit din țară. Pe perioada desfășurării manifestărilor religioase nu au fost raportate incidente cu impact deosebit în planul ordinii publice, ceea ce este un lucru pozitiv. Am luat măsurile necesare pentru a ne asigura că cei care se vor întoarce acasă din această vacanță nu vor întâmpina dificultăți pe trasele rutiere principale și pentru aceasta avem o monitorizare atentă prin poliția rutieră, a drumurilor naționale și a autostrăzilor. Vreau să menționez faptul că față de aceeași perioadă a anului trecut, la nivel național numărul infracțiunilor au scăzut cu 25%. Vă asigur că Ministerul Afacerilor Interne va continua misiunile de ordine publică cu aceeași intensitate și cu același număr de forțe angrenate. În final, vă mai spun că am transmis un mesaj clar tuturor prefecților din cele 12 județe afectate de inundații, că în cel mai scurt timp, imediat ce situația din teren o va permite, să realizeze o evaluare a pagubelor și a distrugerilor produse de aceste viituri și inundații
Și astfel să identificăm la nivelul guvernului soluții de ajutorare a oamenilor din comunitățile afectate. Am dispus toate măsurile pentru ca în perioada următoare să fie asigurată continuitatea și permanența la nivelul tuturor structurilor implicate. Știu că este a doua zi de Paște, dar toți cei care au atribuții trebuie să fie la datorie în aceste zile. În privința persoanelor evacuate, luăm toate măsurile de sprijin pentru aceste zile și ne asigurăm că oamenii se vor întoarce la locuințe doar în momentul în care toate riscurile au dispărut. Un alt aspect care trebuie tratat cu maximă atenție este legat de sănătatea publică în zonele afectate. Apa din fântâni nu este proprie consumului. De asemenea, pot apărea focare de infecție după retragerea apelor. În ultimul rând, avem în vedere faptul că, potrivit prognozelor, precipitațiile se pot întoarce în câteva zile. Nu știm care vor fi cantitățile, însă trebuie să fim pregătiți pentru orice. Primul ministru Victor Ponta este permanent informat în legătură cu desfășurarea evenimentelor și cu acțiunile pe care le executăm. Ca de fiecare dată, eu și echipa de la minister suntem la post și suntem pregătiți să intervenim pentru rezolvarea oricăror situații dificile. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!